Salutare tuturor, eu sunt Stunter și bine v-am găsit la un mic gameplay. Vreau să vă prezint un joculeț pe care cred că multă lume dintre voi îl știți dacă aveți un telefon cu Android. Se numește Subway Surfers. Și haideți să vă arăt despre ce este vorba. Practic, sunteți cu un băiat și fugiți de polițaiul ăsta care are și un câine. Trebuie să strângeți bani, cât mai mulți, ca să vă cumpărați diferite gadgeturi, să spunem așa, sau caractere noi. Și jocul este simplu. Viteza o să tot crească cu cât înainte mai mult. Iar eu acum îl joc de pe calculator pentru că am găsit o versiune pentru PC. Voi lăsa un link de descărcare în descriere pentru cine vrea să-l ia. Vreau să vă spun că... Ups, vreau să iau acei pupuci. Nu se compară cu varianta pentru Android. În primul rând, pe calculator trebuie să jucați cu mouse-ul, ceea ce este puțin cam incomod. Dar dacă jucați de câteva ori, vă obișnuiți. Și în același timp nu e aceeași senzație ca și când ai jucat pe un telefon. Însă cei care vreți să-l încercați și vreți să-l jucați, trebuie să-l luați. Mai ales că este bun și când vă plictisiți. Îl țineți că este foarte mic, nu știu cât are, nici 100 de mega nu cred că are, deci nu ocupă spațiu. Îl țineți când vă plictisiți, băgați aici și două ture. Spunem așa. O să vă arăt imediat și shop-ul, să vedeți ce aveți pe acolo. Puteți cumpăra destul de multe. Desigur că cu banii pe care îi strângeți în joc. Ok, hai să văd ce scor o să factura asta. Uite și papucii ăștia te fac să sari foarte mult. Poate o să dau și de un jetpack. Ups, haide, așa. Cu jetpack-ul pur și simplu înaintați cât mai în față. Deci o să vă teleporteze undeva mai în față. Nu! Firar. Ok. Am făcut 5.000, nu este foarte mare. Ăsta e doar un gameplay, nu vreau să fac scor record, să zicem așa. Astea sunt chestiile pe care le puteți lua în shop. Acesta este skateboard care, dacă dați dublu click în timp ce vă jucați, vă pune pe un skateboard care durează, nu știu, cred că un minut sau mai puțin de atât, câteva secunde acolo. Și în timpul ăla, dacă muriți, mai aveți o viață și vă rea fix de acolo. Aici Head Start 250 și Head Start 1000, pur și simplu veți începe. O singură dată veți începe de la 250 scorul sau de la 1000. Skip Mission sunt niște misiuni care primiți în fiecare zi random și puteți sări peste ele cu niște monede. Iar aici Mystery Box, primiți diferite chestii care le găsiți și pe hartă și vă trebuie aici la caractere. La unele caractere vedeți că trebuie să colectați diferite chestii. Bine, pe joc cred că pe telefon cred că e mai diferit puțin. Puteți vedea mai multe, parcă îți scrie și ce trebuie să colectezi. În fine, asta este o versiune pe calculator și nu știu dacă este foarte bine optimizată. Aici aveți și misiunile alea daily, care îți zice aici că mai durează 8 ore. Iar aici aveți setări, nu foarte multe decât sound on sau off. Și auto mesajul ăsta nu știu ce face. Hai să mai jucăm o tură. Deci vă las linkul în descriere. Sper să mă lase YouTube-ul. Așa. Eu l-am găsit pe un forum. Căutând niște jocuri, am găsit și acesta.
Când am văzut că e pentru PC, am zis de ce să-mi fac și un gameplay. Ok. Hai să vedem. Vreau să vă spun că după ce faceți o dată punctaj mare, o să ajungeți mult mai ușor la acel punctaj. Nu știu, eu așa am observat. În primele curse nu treceam de... mergea destul de mult, dar nu treceam de 1000 de puncte, deloc. Până am făcut o cursă care a durat destul de mult și am ajuns pe la 2000-3000. Iar acum, uitați, fac scorul destul de repede. Chiar nu prea știu cum se bazează jocul. Haide, vreau să fac cât mai mare scorătura asta. Ok. Bine că n-am pierdut când am vrut să iau apucerea. Așa. Nu. Bun. O luăm pe aici. Am pierdut o gama de bani pentru că n-am mers pe trenulețe, dar nu nimica. Ok. Da, știam eu că se vine tren pe partea aia. Uite și jetpack-ul este. Asta e jetpack-ul, te duce în aer și poți colecta și aici bani. Cam greu cu mouse-ul, pe telefon e mai ușor. Așa. Nu. Ok. Nu-mi place când... Când nu merg așa, ecranul să fie într-o parte pus. Pentru că nu prea îmi dau seama dacă vin, dacă vine trenul sau nu. Uite și aici un X2. Asta cred că îți dă dublu bani. Ok. Haide. Da. Cam tot timpul când treci printr-o ușă de aia, firar, lol. Ah, gata a fost. Văd că am luat și un mystery box. Oh, un head start de 250. Nice. Ok, și punctajul este 16200, care l-am făcut eu acum. Bun, cam asta a fost. O să încerc să vă las link în descriere de unde să luați. Și ne vedem data viitoare. O să mai fac din când în când gameplay-uri cu jocuri, nu serii, așa câte un episod. Poate ați mai văzut că am mai avut până acum, am făcut cu Castle Crashers, Super Meat Boy și am mai avut și alte jocuri pe care nu mai țin minte acum numele, dar puteți căuta să vedeți. Cred că am să fac un playlist special cu această serie, să spunem, de gameplay-uri. Și da, ne vedem data viitoare. Bye bye.